timpul dintr-un oraș în altul sau dintr-o locație în alta, dar dețin o mașină de sfaturi, care este mama, dețin o mașină de făcut rost de produse cosmetice, care este sora mea, dețin o mașină de bucătărit, care este o prietenă foarte bună de-a mea. Și mașinile astea îmi fac viața mai frumoasă. Nu aș putea să zic că îmi doresc să le fac să intre la dietă, dar cred că dacă ar fi să-mi asum obiectivul ăsta, cel mai dificil ar fi să îmi asum obiectivul de a o convinge pe cea mai vorbăreață prietena mea să fie mai concisă. Și cum aș putea eu să fac asta fără să îi dau de înțeles că verba volant, scripta manen sau vorba lungă, sărăcia omului, cred că aș invita-o la Toastmasters. Și să trebuiască și ea să vadă un cartonaș verde la discuții improvizate, dar să fie la fel de simpatică și interesantă cum este ea de bici. Mulțumesc!